un găsit dragi copii. Sperăm și vă mulțumesc pentru faptul că urmăriți emisiunea Educația Juvenilă. Astăzi am deosebit plăcere să am invitat în studio pe domnul Tudor Pașiol, pastor la Biserica Pentecostală. De asemenea, pe domnul Viorel Dumitru, pastor la Biserica Baptistă. Vă mulțumesc mult pentru faptul că ați acceptat să reveniți la emisiunea Educația Juvenilă.
parte frumos zilei, îți mulțumim mult. Ai pus mult, ai transpus multe emoții în interpretarea acestei melodii. Te așteptăm și cu cea de-a doua melodie. Mulțumim. Vă rog să ne spuneți ce ați mai întreprins dumneavoastră de la ultima noastră întâlnire de televizat. Atât din punct de vedere personal, cât și spiritual. Adresat-o. În principiu suntem oameni lui Dumnezeu și potrivit Bibliei.
am reușit, se acumulează acolo în împărăția lui Dumnezeu. Biblia spune la un moment dat că dacă vrea cineva să se laude, să se laude că îl cunoaște pe Dumnezeu. Da, foarte frumos. Thank you.
la penitenciar este o activitate și simț. În primul rând,
român, să nu facă dovada acestui bun simț. Da. Foarte frumos să ți ați expus ceea ce înseamnă de
mine ca și pastor și reprezentant al unei biserici să fiu foarte categoric și să spun nu există moralitate fără religie. Dar dacă stăm să analizăm cei doi termeni, moralitate însemnând și o practică admisă de societate. Da? Deci ne gândim moralitatea însemnând reprezentând o etică a societății. Etica a societății e împărțită între două elemente. cât vedem mai multe
se caută, se dorește. Asta este obiectivul final. Să avem cât mai multe vorbim de religie, aici introducem un element deosebit, și acesta este Dumnezeu. Pentru că atunci când vorbim manifestată prin credința lui și prin toată trăirea lui, care se raportează, spuneam mai devreme,
fost ceva bun. Din potrivă. Dar atunci când vorbim despre religie este pe o coordonată spirituală, ea se raportează la Dumnezeu și la ceea ce vrea Dumnezeu. Și atunci și creștinul nu se compară cu altul. Socială ne comparăm și spunem cine are mai multe calități. Păi eu am mai multe calități, atunci sunt un om mai bun. Raportăm la ceea ce ne cere și ceea ce vrea de la noi Dumnezeu. Am înțeles, domnul Dumitru, cineva spune că moralitatea chat.
a religiei. Doar un simplu exemplu vreau să dau și aceasta face de limitare. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos spune, când era aici pe fața Pământului, că este interzis de Dumnezeu și nu este până la urmă încadrat în principiile despre care vorbeam mai devreme, la latura aceasta moară. Dar este sancționat și taxat de Dumnezeu, cum se spune mai devreme, este păcat înaintea lui Dumnezeu. De aceea există o diferență între moralitate și de altfel un om religios sau un om credincios. Pentru că moralitatea ține de interferența noastră cu semenii, pe de altă parte credincioșia ține de relația noastră cu Dumnezeu. Și atunci când ești un om credincios, de altfel le incluzi și pe care spuneam mai devreme ca set, ca reguli prin care omul încearcă să ghideze viața lui de zi cu zi, să pară într-adevăr că este un om de treabă. Am întâlnit multe situații în care
să arate o educație și o carieră profesională excepțională. Dar în momentul în care vorbim despre religie, despre spiritualitate, spiritualitatea generează automat moralitate. Deci poți să găsești un om care a făcut o faptă sau foarte mult rău. Reguli stricte și care luate separat de de fapta lui, poți să spui că e un om moral. Credincios, creștin.
viață curată și o viață sfântă, faptele sunt roade ale acestei delicat. Domnule Pașiul, vă rog să ne spuneți cât de importantă este ascultarea în relația părintele, în relația om, Dumnezeu, și de ce nu chiar de la om la om? Una dintre virtuțile pe care Dumnezeu le-a așezat în inimile noastre ale oamenilor. Și din
nu se cunoaște numele acelui pom. Ba, da, se cunoaște. Este pomul cunoștințelui binelui și răului.
asemenea, între noi oamenii și Dumnezeu, cum spuneam mai devreme, continuă într-un mod permanent, zi de zi, să facă această discrepanță între noi oamenii și Dumnezeu, care este practic Tatăl nostru. Și atunci aruncă în viața mea, în viața dumitale, de situații în care noi să dăm dovadă de neascultare față de Tatăl nostru, adică de Dumnezeu. Și la un moment dat spune un om al lui Dumnezeu, decât ascultarea, și zice nici de cum. De aceea, orice ar vrea omul să facă în relaționare
Aceasta este tot pusă pe latura sau pe seama celui rău. Vine și aruncă în viața mea și în viața dumitale
iubește sufletul. Despre ce este vorba? Dacă stăm să privim la realitatea noastră a vieții, încă de când ne naștem și până terminăm călătoria ieși pe pământ, întâmpinăm foarte multe greutăți.
ne spune Biblia că împărăția lui Dumnezeu este un loc unde omul termină cu problema, cu boala, și atunci este normal ca un om gândind în latura spirituală să zică așa: mă chinui pe pământ 50 de înseamnă despărțirea de trupul acesta care într-adevăr e într-însărân așa cum a spus Dumnezeu. Dar sufletul, ceea ce ne animă, ceea ce ne ține pe noi în viață, și perioada de a trăi veșnic în prezența lui Dumnezeu începe în ziua când pune mâinile pe piept, dar nu se termină niciodată. Și atunci sufletul. Genul, cum spuneați, respectiv, Cornelinu, a gândit foarte bine, spunând că ar vrea mai bine să se ducă acolo. Călătoria.
împărăția lui Dumnezeu, în sânul lui Avram, iar altul spune Biblia, ajunge în locul de chin. Este normal, logic, omul care înțelege clar lucrul acesta și care își iubește de sufletul se gândește în fermător. De ce să mă chinuiesc atâția ani pe pământ și să mai mă chinuiesc și dincolo? Pentru că spune acolo în Evanghelia după Luca la capitolul 16 în felul următor. Cel care s-a dus în locul de chin spune a vrut să solicite, adică a solicitat din partea lui Avram să-l trimite pe celălalt care a terminat călătoria pe numele Lazar să-și moaie degetul în apă și doar să-i pună pe buze. Deci atenție, nu să bea un pahar de apă sau o sticlă, ci doar degetul muiat în apă era suficient în văpaia și în chinul respectiv. Să nu aleg să merg în împărăția lui Dumnezeu și să mă las păcălit și indus în eroare de cel rău, făcând lucruri rele, încălcând principii despre care vorbeam mai devreme, și atunci când termin călătoria să mă duc în focul veșnic. Da. Este de înțeles din punct de vedere spiritual că alege până la urmă pe Dumnezeu și aduce o viață plină de credință, îți dă dreptul să ajungi acolo în împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce își dorea Cornel Dinu, ceea ce îmi doresc eu, ceea
afirmația cerebrului sportiv. Din punctul meu de vedere, cred că omul a ajuns la o maturitate a înțelegerii realității vieții. pe în campanie
gândește la ceea ce s-ar putea să se întâmple. Oamenii nu trebuie să gândească așa. Pe evenimentul nedorit moartea nu vine când ai 60, 70, 80 de ani, ci moartea vine atunci când o trimite Dumnezeu. Sunt copii care mor la o zi, la un an, la 10 ani. Să gândim în felul acesta. Dacă gândim în felul acesta, riscăm să pierdem această posibilitate de a ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Și apropo de lucrul acesta, nu e o
care o vedem într-adevăr după o perioadă de ani, omul termină călătoria și îl cheamă Dumnezeu acasă. Dar nu este o regulă. Vreau să vă spun realitatea, sigur,
un an când plecăm și o lui o linie care marchează existența noastră pământeană. Da, foarte frumos ați spus
aceștia, cei patru veniri să-i spune, să-i spună împăratului că un negustor le-a spus că diamantele sunt false. Regele caută
apreciat lucrul acesta. Inclusiv Domnului Iisus Hristos și cu această închei a avut cuvinte destul de dure pe la adresa oamenilor care au făcut dovada acestei lingușeri. Era vorba despre farisei, cărturari, oameni din vremea aceea care păreau că sunt religios, dar nu erau. O să pune ală de nu s-au văzut. Da. Vă rog frumos, domnul Dumitru. Băiatul ne-a spus aici pilda unui rege care pentru
întrebare.
am să cei doi au venit cu câte o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Cain a adus ca jertfă înaintea lui Dumnezeu din roadele câmpului. Mi-e greu să spun că nu prezintă Biblia, dar îmi place să cred că a adus probabil la adus o varză, probabil la adus un kilogram de cartofi, era lucrător al pământului. Abel, pe de altă parte, a adus o jertfă animală pentru că el era îngrijitor de animale. E bine, după ce ei au pus jertfă semnează că Dumnezeu a privit cu plăcere la jertfa lui Abel. În momentul acela, sentimentul pe care l-a avut Cain în inima lui, au jucat, probabil că dormeau împreună în aceeași cameră, poate dormeau în același pat. Dar în momentul în care diavolul a venit și a semănat în inima lui acest de ură până la crimă n-a mai fost decât un pas. De ce? Pentru că sentimentul acesta care a nutrit în inima lui și în viața se ridice împotriva fratelui. Nu a suportat să fie pe locul doi. N-a suportat să fie refuzat. E bine, și în viața pe care look.
oribile, se întâmplă și cu siguranță cunoaște, mai ales când se prezintă știri, nu există un moment de știri de iubire față de semeni. Absolut. Domnul Dumitru, vă întreb cât de important este pentru noi înțelegerea adevăratei
care este golit de conținut, golit de sens. Vremea de acum peste tot toate mijloacele de informare este abuzat termenul acesta de iubire, de dragoste, dar el nu este înțeles în mod corespunzător. Mai întâi de toate trebuie să subliniem Dumnezeu este dragoste. Așa se prezintă el. În Ioan, capitolul 3, versetul 16, auzim atât de frumos explicat, fiindcă atât de mult iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca orice cine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Lumea vorbește despre iubire, dar vorbește într-un sens egoist, într-un sens pătimaș. În limbajul Noului Testament pentru iubire, așa se face că iubirea între părinți și copii este storge. Iubirea între doi prieteni, termenul este fileo. Iubirea între soție este eros, care înseamnă în esență romantism. Ceva deosebit. Și apoi mai este
treabă termenul folosit astăzi în cele mai multe împrejurări și anume epitomia, care înseamnă pentru mine. Îmi trebuie mie. Vreau să simt, vreau să noastre, toate cuvintele
noastre trebuie să oglindească în noi este Dumnezeu. Cu noi este Dumnezeu. Și atunci iubirea aceasta o experiență care să o împărtășim în fiecare zi la fiecare pas. Dumnezeu este iubire. Exemple de iubire care le găsim în Sfânta Scriptură și iubirea jertfitoare lui Dumnezeu pe care o întâlnim pe lemnul crucii în momentul în care Fiul lui Dumnezeu își dă viața pentru noi, sunt exemple care trebuie să ne însoțească și pe noi zi de zi. Tot timpul. Absolut. Da. Andrei, te rog frumos să ne spui cum se numește cea de-a doua melodie. Te rog frumos.
În primul rând, le-aș sugera să dea dovadă de ascultare. Ascultare acasă, față de mamă, față de tată, față de cei cu care în
să faci va avea legătură și va fi rădăcinat în această iubire de Dumnezeu. Foarte frumos. Yeah.